Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Ăsta va fi primul episod de pe canal. Dacă o să vă placă, probabil vom mai face și alte episoade. Deocamdată astea sunt întrebările voastre. Multe dintre ele sunt foarte dificile, sunt bac pula, parcă dau bacul a doua oară. Haideți să începem cu începutul. Mai explică o dată. Nu vreau, ai rămas repetent. Ce faci? Așa cum am zis, sunt întrebări foarte dificile. Messi sau Ronaldo? Ronaldo pentru că e cel mai bun. Pace pentru omul meu, Lessi. Dar nu se compară. Cum mai e în Cernobâl? E bine, abia m-am întors într-o vacanță de acolo. Am făcut și poze. De câți centimetri ai pula? De câți centimetri ai gura? Vrei să facem legătura? Ai furat vreodată? Dacă da, de ce? Pentru că eram beat rangă și pentru că mi-era set. Așa că m-am dus la magazin, am dat un pumn în geam, am luat sticla și am băut. Ești drogat sau ai fost? Nu mă mai drogat de când fumam iarbă cu tei. Dacă ar fi să ai succes pe YouTube, ai continua cu Q&A sau episoade și live-uri de jocuri? Ăsta e un canal de gaming. Normal că o să existe și episoade de genul ăsta ca să interacționăm unii cu ceilalți, dar canalul se va baza mai mult pe partea de gaming, de tehnologie, de tutoriale, gameplay-uri pe jocuri, review-uri poate, dar nu, vlogging mai puțin. De ce faci YouTube? Pentru bani? Pentru cei 30 de cenți pe care i-am primit în ultimele 3 luni, încearcă să faci mai multe live-uri, să mărești abonații, mai puține videoclip. Și aici e puțin de vorbit, mai ales pentru că trebuie să facem diferența între streamer și YouTuber. Dar nu pot să zic că vor fi mai puține videoclipuri, pentru că sunt importante și ele. Când ai avut primul tău sărut? Acum. Ai rămas repetent? Nu, încă nu. Îți place ceap? Nu, că mă face să plâng. 2 plus 2 împărțit la 2. Bac pula, parcă dau bacul. Nu știu cu aia am fost la filă. Dacă eu sunt abonat la canalul tău, tu ești abonat la canalul meu? Pentru Q&A. Câți ani ai? Ai prietenă? Din ce oraș ești? 22? Da, am de vreo 2 ani. Din Bacău, frate. Ai fumat vreodată? De când m-am drogat, nu. Există om să nu fi fumat? Cam astea au fost întrebările voastre. Am încercat să răspund cât mai serios la toate. Dacă v-a plăcut episodul ăsta, apăsați butonul de like. Și dacă vreți să mai facem un alt episod cu Q&A-uri, lăsați în rubrica de comentarii întrebările voastre. Cam asta a fost tot, prieteni. Eu am fost George, până data viitoare, numai bine.